Cum ai putea să faci o continuare unui joc care îți permitea să te iei la trântă cu un autobuz și să dai un picior în nasul unui elicopter? La această întrebare a căutat Radical Entertainment un răspuns și a găsit unul. Prototype 2. Pe cât de nebunesc de distractiv era primul prototip, avea neajunsurile sale. Cum ar fi un anumit grad de repetiție care își făcea apariția de la un anumit punct? Acesta și multe lucruri vor fi adresate în continuarea sa. Prototype 2 se petrece la cam 14 luni de la primul joc, timp în care virusul Blacklight, sub forma lui Alex Mercer, pentru că spoiler, asta ești sau erai, a decis că New York este un loc numai bun pentru o nouă casă. Așa că a transformat Manhattan într-un cuib, unul foarte neplăcut pentru orice înseamnă om. Manhattan a căpătat astfel numele de Red Zone, ce este înconjurată de Yellow Zone, carantina care este patrulată constant de Black Watch, agenția guvernamentală care a încercat să arunce o bombă nucleară pe oraș în jocul trecut. Iar la rândul ei, zona galbenă este înconjurată de zona verde, o locație mult mai sigură, ocupată complet de Black Watch. În Prototype 2 nu vei mai fi Alex Mercer, ci vei fi un individ numit James Heller, un sergent al armatei care a primit la puțin timp după jocul trecut un mesaj că familia sa ar fi fost omorâtă de acțiuni provocate direct de către Alex Mercer. Ca urmare a condus o misiune sinucigașă până în zona roșie. Rezultatul a fost că toți care erau cu el au murit, dar el nu, în mare parte pentru că Alex Mercer a decis să nu-l omoare. În schimb, l-a infectat cu virusul Blacklight, dar în loc să devină un zombie, a devenit ceva foarte similar cu Alex Mercer în sine. Doar că mult mai slab, la urma urmei, la sfârșitul lui Prototype, Alex era incredibil de puternic. Așa că, jurând că își va omorî creatorul, Heller începe o misiune de răzbunare în care absolut nimic altceva nu mai contează. Deși nu e tocmai corect, câteva lucruri vor conta. În Prototype 2 nu vei mai putea să te hrănești cu pietoni. Aceștia pot fi consumați, iar ăștia nu vor mai oferi viață personajului. Vei avea chiar opțiunea de a-i lăsa jos fără să-i rănești, în cazul în care i-ai luat în brațe din greșeală. Dar de ce ai vrea să faci asta în loc să-i arunci de pe o clădire? În secret, cred că le place. Faptul că pietonii nu mai pot fi folosiți pe post de hrană reprezintă o schimbare însemnată pentru echilibrul jocului. Una ce este oglindită de schimbarea pasului va fi mult mai ușor de controlat, conform declarației producătorului, Prototype având doar două setări, 1 și 11, deși nu înțeleg de ce nu au putut să facă 10 mai tare și gata. Lăsați un comentariu dacă ați înțeles referința. În joc, asta se va traduce prin mai multe stări de alertă a inamicului. Pe vremuri puteai să fii fie în pace totală, fie în război de plin. Acum va fi o situație mai nuanțată. Poți să te lupți la scară mică cu armata, fără să vină elicoptere după tine. Dar dacă faci tâmpenii din ce în ce mai mari, ceea ce la un joc precum Prototype este imposibil să te abții să faci, atunci chiar vor veni armate întregi pe capul tău. Elicoptere, tancuri pe care iarăși le poți pilota sau vei putea să le smulgi lansatoarele de rachete de pe șasiu, de care te vei putea utiliza pentru a distruge chestii. Dar dacă vrei să rămâi ascuns, jocul îți va oferi opțiuni extinse, în special în ceea ce privește analizarea mediului. Va exista un mod de awareness, cum i-au spus, ce va ilumina toate țintele din câmpul de vedere în funcție de gradul de atenție pe care îl va atrage moartea lor. Cele albe poate că nu vor atrage prea multă atenție și poți păpa în pace. Cei roșii însă s-ar putea să se supere. Pe lângă asta, Heller va avea un simț de vânător, ce funcționează pe același principiu ca un sonar. Jucătorul va putea să pinguiască zona pentru a depista o țintă de care are nevoie pentru un obiectiv sau o misiune. Că veni vorba de acestea, Prototype 2 are o structură foarte diferită față de primul joc. Nu mai ai de la cine să iei misiuni, pentru că toată lumea vrea să te omoare. Blackwatch pentru că te văd ca o amenințare, mutanții pentru că te văd ca prânz și Alex Mercer probabil pentru că nu-i place de tine, deși am o suspiciune că spre final veți deveni aliați. Misiunile din joc vor fi căpătate în două feluri. Prin infiltrarea rețelei Blacknet, unde Blackwatch stochează obiectivele sale, sau de la furarea după memorii. Amintirile personajelor din joc vor avea o importanță mai mare. De aici vei primi cea mai mare parte a misiunilor, principale sau secundare, și în lipsa personajelor care îți pot oferi informații despre ce se întâmplă, vor fi sursa principală a lui Heller pentru ce altceva decât informații.
James Heller în sine este foarte diferit față de Alex Mercer. Asta va fi la baza jocului, diferența, conflictul dintre cei doi. Puterea lor are aceeași origine, virusul Blacklight. Dar în Heller se manifestă altfel. Sigur, unele puteri vor fi asemănătoare, cum ar fi lamele, zborul, de fapt planatul, superviteza, superputerea și ghearele. Dar Heller vine cu ceva special. Tendrils, ca un fel de tentacule organice care se pot extinde fie din el, fie din ele însăși, și se pot lipi de orice. Gândiți-vă la ele ca ceva în gen pânza lui Spider-Man, numai că mult mai scârboasă. Atunci când un capăt se va lipi de ceva, iar celălalt de un alt lucru, cele două corpuri de care s-a lipit vor fi atrase unul de celălalt și se vor izbi pe undeva pe la mijloc, except în cazurile în care unul din corpuri este o clădire sau asfaltul sau un tavan. Ar putea semăna mai mult cu Magnet Gun din Red Faction Armageddon, cea mai bună parte a acelui joc. Heller va avea numeroase puteri asociate cu această materie organică sub formă de tentacule. Spre exemplu, poate planta o bombă biologică într-un om care habar nu are că a fost infectat și care atunci când se va detona, va exploda într-o masă amorfă de acele tendrils, ce vor prinde și foarte probabil omoră pe oricine se afla în preajmă. Dar dacă vrei să fii mai sadic, poți să iei un om și să-l prinzi de diferite părți de corp cu acele tentacule. Cineva de la Radical se uită la mult prea mult hentai. Evoluția puterilor va fi diferită considerabil față de prototype. Au vrut să evite situațiile la care după terminarea unui capitol din poveste îți erau trântite în față 20 de puteri în care puteai investi puncte, puteri despre care habar nu aveai nimic. Așa că în Prototype 2 le vei obține individual prin căutarea și golirea de cuiburi de monștri. Probabil va implica și absorbirea lor. Sau cine știe, poate că acei monștri chiar vor putea folosi acea putere împotriva ta, ceea ce chiar ar face jocul foarte interesant. Deocamdată inamicii menționați vor fi desigur oameni, super soldați, tancuri și mutanții care vor fi de diferite mărimi și forme, cum ar fi una foarte mare care poate să arunce cu mașini în flăcări în tine. Detaliile sunt interesante, dar în mare jocul a rămas același. Vei putea să mergi de colo-colo la viteze foarte mari, pe clădiri, prin aer, prin oameni, pe oriunde vrei, făcând dezastru constant și râzând ca un maniac tot timpul. Prototype a excelat la asta și pare destul de probabil că Prototype 2 va face la fel, dar cu puțin noroc nu va împrumuta o caracteristică a predecesorului său, un an și ceva de amânări. Dacă nu va întârzia, atunci Prototype 2 va ajunge pe monitoarele noastre prin luna aprilie, deocamdată fiind menționată data de 24 pentru America de Nord. Europa nu a fost încă menționată. Și dacă se întâmplă să nu fi jucat încă primul Prototype, vă încurajez să o faceți. Prețul său a scăzut considerabil și foarte probabil a fost cel mai distractiv joc din 2009.